Copiii din Vaslui sunt speriați de moșul amplasat lângă bradul din centrul orașului. Chipul deformat al păpușii uriaș îi înfioară pe micuții care trec pe lângă el. Totuși, părerile localnicilor sunt împărțite. Unii copii mai mici cred că se sperie de el. Ar fi mai bine să fie, nu știu, mai drăguț, mai curs și mai slăbuș și o față mai drăguță, nu atât de sperietoare. Deci pe tine te sperie, da? Da, da, dacă m-aș vedea noaptea, dar m-ar speria rău de tot. Și rest e ok. E frumos, e acceptabil pentru copii. Moșul e bătrân, cât de tânăr să fie. Nu-i sperietoar, nu-i de speriat copiii. Eu îl văd acceptabil. La Timișoara, autoritățile au folosit manechine din vitrina unui magazin pentru a reda scena nașterii lui Iisus. Astfel, Fecioara Maria a ajuns să fie machiată și dată cu ruj roz. Această discuție a fost și anul trecut. Chipurile ar trebui să fie biblice. Ce mă inspiră acestea? Manechini. Noi ne-am obișnuit cu ea de atâția ani, e aceeași. Anul ăsta fără oi. Iar la Slatina, tot într-o scenă a nașterii Domnului, chipul pruncului Iisus i-a șocat pe localnici. Imaginile au devenit la scurt timp virale, iar autoritățile au fost nevoite să înlocuiască păpușa.